Muștelul a avut onoarea de a-l avea pe Mihai Viteazul pe meleagurile sale. În acest sens, la Stoienești, prin grija administrației locale, s-a ridicat o cruce în locul unde voievodul și-ar fi pus tabăra. Și localitatea Târgoviște a fost pentru Mihai Viteazul un loc de adăpost în luptele purtate cu dușmanii vremii. De aceea nu este întâmplătoare tema pe care au discutat-o membrii Cercului de Istorie Gheorghe Ibrătianu la întâlnirea din această lună, temă care a avut în centrul atenției viața și activitatea primului voievod care a unit cele trei principate românești. Invitații de onoare au fost profesorii universitari Iosif Iulian Oncescu și Radu Cârciumaru de la Universitatea Valahia din Târgoviște. Cei doi și-au lansat cartea Erou medieval și simbol național, studii despre Mihai Viteazul. Cu toții știm că există o multitudine de lucrări despre Mihai Viteazul, dar noi am dorit, așa cum spunea și domnul profesor Claudiu Neagoe, să mergem pe o linie a continuității, mergând cu domnia lui Mihai Viteazul, dar nu foarte recunoscute, ci mai degrabă să reunim această parte de la uciderea lui Mihai Viteazul până în perioada contemporană. Deci, practic, ca punct terminus, să spunem, 1601, știa ce s-a fundat de Compiatode, și apoi să ajungem la 1921, făcând un act peste timp, să deslușim aceste aspecte privind călătoria, să spun așa, a capului Mihai Viteazul, de la Turda la Târgoviște, și apoi să reconstituim și partea aceea în secolul 19, atunci când Mihai Viteazul, cum știți și dumneavoastră, intră la atenția istoriografiei romantice și devine simbol național. Tot ceea ce se scrisese până atunci despre Mihai Viteazul, mai mult sau mai puțin, făcuseră din el un personaj cu lumini și umbre. Generația pașoptistă a încercat să-l aducă doar în lumină. Și evident, acest lucru îl datorăm în special lui Nicolae Bălcescu, dar nu este singurul. Și acest lucru am încercat să-l subliniem în acest volum. Sunt mulți alți membri ai generației pașoptiste, precum Ion Heliade Rădulescu, care încearcă să-l aducă pe Mihai Viteazul pe un postament care să le permită să realizeze unitatea națională. Că până la urmă, asta a fost scopul urmărit de generația pașoptistă, să realizeze unitatea națională și, evident, în acest proces, Mihai Viteazul reprezenta un simbol. Această carte se dorește continuarea unor studii publicate de către regretatul istoric Constantin Rezachevici, care a mers pe această idee a construirii mitului Mihai Viteazul. Noi am dorit să completăm toate informațiile pe care Constantin Rezachevici le-a neglijat sau poate le-a omis în cercetarea sa. Discuția s-a axat în mare parte pe personalitatea voievodului român, pe politica dusă de acesta și pe atingerea pe calea diplomației și a războiului, a visului tuturor românilor de reîntregire a neamului. Am fost bucuros că am ajuns la Stoienești, pe apa Târgoviței, unde se află o cruce care amintește de tabăra lui Mihai Viteazul, stabilită temporal aici, după retragerea de la Călugăreni. M-am dus la Călugăreni ca să văd cele patru minunate efigii de bronz, reprezentând chipul voievodului și stema țării din acea vreme, încastrate în pereții podului peste Neajlov, operă a sculptorului Câmpul Lungean Constantin Baraschi. Profesorul universitar dr. Claudiu Neagoe de la Universitatea din Pitești a făcut un portret politic și militar al marelui voievod român, pornind de la mărturiile epocii moderne. După ce l-a înfrânt pe Andrei Baturi Mihai, Viteazul, citez, s-a proclamat domn al Ungariei. Rudolf al II-lea i-a cerut să-i cedeze Transilvania. Acum citez, împăratul Austriei, Rudolf, a trimis la Mihai Vodăsori, cerând ca să dea Ungaria să-i fie supusă lui. E vorba de Transilvania, evident. Atunci Mihai Vodă a rugat pe împăratul ca să-i lase Ardealul, promițându-i a-i fi supus cu condiționea de a-i da ajutoriu de nemți ca să urmeze războiul contra turcilor. Prefăcându-se că voiește să-i vorbească despre războiul, deodată scoate fără de veste sabia,
ucide pe Mihai Vodă tăindu-i și capul. Corpul său s-a mormântat acolo, iar capul, luându-l boieri și aducându-l la Târgoviște, l-a îngropat la mănăstirea de Ardeș. Următoarea întâlnire a membrilor Cercului de Istorie va avea loc în sala de lectură a Bibliotecii Municipale din Câmpul Lung, în ultima joi din această lună. Tema va fi legată de Sărbătoarea Femeii.